Bună ziua și bine ați venit la un nou vlog din Edinburgh. Este tot joi, dar seara. E aproape 9 seara, nu? Da, 9 seara și am zis să, exact. Și am zis să vă arătăm și plimbarea de seară. Deja celălalt vlog este gata și l-am urcat. O să-l vedeți, adică deja l-ați văzut când vedeți videoul acesta. Și o să vă arătăm zona. Zona în care stăm la un guest house, un fel de Airbnb, să-i spunem, nu? Am venit pe jos până la Waverly și, adică am venit cu trenul până la gara Waverly și de acolo am venit pe jos, făcut destul de mult, s-a întâmplat și un mic accident, că m-am împiedicat și am căzut, lată pe trotuar. Totul a fost cu bine. Ce a fost cu bine? Că nu mi-am spart dinții sau altceva, doar genunchii. Mă rog, trecem peste asta și ne-am cazat în seara asta, o să avem și un concert de muzică scoțiană la casa unde stăm. Este o casă veche, istorică, foarte frumoasă camera, așa zici că e la mama aia acasă, cu șifonier, cu oglindă. Și șemineu decorativ cu ceramică. Dar o să vă arătăm mâine dimineață pe lumină, tot în acest vlog. O să punem împreună prima și a doua zi din Edinburgh, cum se zice în română, dar nu prea folosim Edinburgh, nu? Edinburgh, da. Da, noi spunem mai Edinburgh, mă rog, cum nimerim. Uite aici, cred că sunt niște vapoare case pe canal. Trebuie să mergem pe partea cealaltă să le vedem. Pescăroșii sunt prezenți și ei, ca peste tot în vacanța asta, începând cu Dublin și... Acasă, exact. Cliffs of Moher și Belfast și peste tot. Mai puțin în Glasgow. Acolo erau mai mult cum se cheamă? Porumbei. Hai să vă arătăm canalul. Uite și clădirea asta e așa ca o barcă, ca un vapor, vezi? Așa în triunghi în față. Ia să vedem. Nu știu dacă facem tot turul, că suntem destul de obosiți. Chiar și astăzi cu tot mersul în autobuz și tot am făcut aproape 15.000 de pași. Bine, în rest, v-am zis, 20, 22.000, 23.000 aproape. Mă rog. Unde vrei să mergem? Aici, da. O să vă arătăm și câteva secvențe din de la muzică. Sunt curioasă și eu ce o să fie. Și aceleași tufe cu flori mov erau și la Glasgow și în Irlanda și în Belfast. Și aici cred că sunt blocuri, nu știu dacă e de văzut. Mai bine ne întoarcem pe partea elaltă pe apă. Costin a oprit pe niște localnici să întrebe dacă e vreun pub sau ceva. Restaurant. Dar nu cred că mai, eu cel puțin, cred că mai mănânc. E 9 seara. Da? Nu mai vrei să mergem? Uite că putem să mergem și să trecem acolo podul și pe aia venim înapoi. Cred că sunt cămine studențești aici. Vedeți, scrie acolo Vita Student. Poate că e vreo organizație. Și-au pus băuturile în geam. Bine, acum nu cred că sunt. Acum poate că sunt doar studenți așa veniți la vreun stagiu sau ceva pe vară. Poate. E trecut deja de mijlocul lui iulie. Nu cred că mai sunt cursuri. Poate dacă sunt cursuri de vară, ceva. Am ajuns și pe partea cealaltă. N-am găsit
Căutam poate să luăm de o gustare, dar n-am găsit niciun magazin alimentar aproape, așa că e ok. Acolo sunt birouri. E cineva care le face curat acum. Și bărcile casă din partea cealaltă. Sunt vreo 5 aici. Foarte frumos. Deci aminte de Amsterdam, nu? Da. Și canalele ei cu bărci plutitoare, mă rog, cu case plutitoare. Păi cred că este ca o ecluză, că se mișcă alte bărci mai departe, alte poduri. Și asta se mișcă, da, ca să poată să treacă, mă rog, nu știu cum se ridică, sau... A, da, o ridică cu sârmele astea. Ia să vedem de aici. Da. O ridică la nivel, ca să poată să treacă bărcile mai pe dedesubt. Ok. Un tei. Mirosea tei în Belfast. În Dublin am văzut un soi de tei cu bobițe. Avea deja bobițe, puține flori desfăcute, mai mari erau decât la ce știm noi. Dar în Belfast, probabil pentru că e mai la nord, încă mirosea puțin a tei. Am ajuns la noi pe stradă. Așa arată. Și guest house-ul are două case, una lângă alta, și florile astea aici. Aici e camera noastră, unde e lumina, florile roșii. Și vedeți, asta se cheamă Baberton Cottage. Și recepția, adresa principală, vedeți, se cheamă Aveyron Guest House. E aici unde este grădina asta, absolut superbă. O să vă mai arătăm pe lumină. Acum e trecut de ora 9 seara, dar uitați și acum ce bine arată. Ia uitați, nu știu cum se cheamă florile astea, aici sunt niște trandafiri mușcate la geam, dar astea galbene, înalte, nu știu, au fost și bujori aici, s-au trecut, și câteva ghivece la gard, și alte mușcate roșii la geam, nu știu sus cum se cheamă iarăși planta aia, tu știi? Cățărătoare. Nu arată glicină. Haideți să vă arăt mai de aproape. Poate o știți voi. Mergem să o luăm și pe Isa și mergem la concert. Așa arată de aproape. N-am văzut-o până acum așa. Și e lemnoasă, bine are. Uitați cât este de gros acolo. A mai fost tăiată. Așa arată. Să vedem dacă deschide ușa Costin. Și cum ziceam, o să vă arătăm pe lumina și camera și holul. And very often it goes to this island here. It is called Islay. And Islay is a very popular island to visit. It's a very beautiful island. It's got lots of beautiful scenery. But the main attraction for a lot of people is it's where they make the best Scotch whisky in Scotland. This island of Islay. Westering home, we a song in the air, light to the eye and his goodbye to care. Laughter, oh love, and a welcoming there, I love.
one, tell me your lands of the Orient ye. Speak o' the riches and joys of Cathay. Aye, but it's grand to be waking each day to find yourself nearer to Islay. And this westering home we song in the air, like stepping it lightly with dancing feet, and then together a roaming. Harry, haro, my bonny wee girl, Harry, haro, my fair one. There are people wearing kilts, and they have lots of athletics competitions. And this next song is about the Highland Games I went to last summer at a place called Blair Gowrie. By a lonely prison wall, I heard a young girl calling. You don't see the monster, then you can maybe see them instead. Right, so up on the Highlands, if you're travelling around the Highlands, one thing you notice is there are castles everywhere, and that's because the Highlands at one time was a tribal society, and these tribes were called clans, and they controlled different parts of Scotland, and the clan chief always lived in a castle, and normally these clans got on well together, but sometimes they had a dispute. And this next song is about the dispute that happened between the Argyll family and the Airlie family. And this happened way back in 1640. And as I'm singing the song, I'm going to take you on a tour of the castles of Scotland. It fell on a day, a bonny, bonny day, when the corn grew green and yellow. This happens this year, starting in about 2 weeks' time. And all the pipers are wearing tartan, wearing kilts, and the kilts are all depending on what regiment they're in. Ye Jacobites, by name, your thoughts I will proclaim. Yeah, doctrines I'm on blame. Ye shall hear, ye shall hear. For to blame a weak arm and a strong for to wrong. Ye Jacobites by name, lend an ear, lend an ear. Ye Jacobites by name, lend an ear. Ye Jacobites by name, your thoughts I will proclaim, your doctrines I'm on blame. Ye shall hear, ye shall hear, your doctrines I'm on blame. Ye shall hear. And never brought to mind should all the acquaintance be for. Ora 10:05, s-a terminat concertul, a ținut 30-35 de minute, ți-a plăcut? Da, a fost foarte frumos, pentru că făcea un context istoric și apoi a cântat o melodie în funcție de context istoric sau arăta un peisaj și ne-a și legat cu o muzică, casa este o poveste. Care este camera de fapt care ne-a prezentat-o este istorică. Toată casa e istorică, construită 60. Dar camera aia, într-adevăr, a zis că e neschimbată de la începutul. N-a atins-o deloc, nu s-a atins deloc camera și a zis că se cântau, erau serate muzicale cam și pe vremuri. Făcea el și pe vremea respectivă. Înțeles. Ți-a plăcut? Da. Ce ți-a plăcut? Robert Burns, care este un poet scottish. Ce poet? Da. Scriitor, nu? Da, scoțian. Da. Bravo. E vineri dimineață și să vă facem un mic tur de cameră. Nu este cum era, normal că ne-am desfăcut hainele și ne-am spălat și așa mai departe, dar am zis să vă faceți o idee despre cum era. Vă spuneam că e un cottage vechi de la 1760,
în oglindă cumva față de casa unde am fost aseară la concertul de muzică. Și aici este camera cu șemineu, iar alături este o baie. Isa este acum la duș. Avem și aici să ne facem ceai. Ne-au lăsat și ceaiuri și lapte și putem să facem și cafea Nes. Așa, șemineu, deasupra șemineului avem o oglindă și un șifonier, cum vă spuneam, așa ca pe vremea lui Mamaie. Un mic televizor, două fotolii și cu o măsuță rotundă. Iar la geam avem flori colorate, roșii foarte frumoase. Am deschis geamul. Ne așteaptă o zi cu soare să explorăm Edinburgul. Și uite așa frumos este. O perdeluță și draperii cu flori. La fel și pe pat. Avem așternuturi cu flori și perne la fel, înflorate și în spate, adică de desubt mai avem un set de perne și o pătură mai groasă. Și mai avem și două acuarele. La fel o noptieră cu o lampă. Nu știu dacă acuarelele cred că sunt printuri, nu cred că sunt originale. Calorifer care poate fi reglat. A fost foarte cald, Cosin îl dăduse mai tare, credea că nu merge și când am întors de la concert era foarte cald, așa că am redus, iar acum vedeți că chiar a deschis și geamul, deci este o temperatură foarte plăcută. Și mai avem și o lampă cu trei, cum se cheamă astea? Abajururi. Simplă mochetă pe jos, ca un covor, curat. Și foarte plăcut. Prețul este, noi am dat cam 200 de lire pe noapte, dar ne-am uitat de curiozitate și acum prețul aproape s-a dublat în, dacă faceți rezervarea, cum ar fi de pe o zi pe alta sau nici nu găsiți de pe o zi pe alta, dar noi am făcut rezervarea din mai. Mă întreb oare dacă o făceam din ianuarie, dacă era mai bine. În ianuarie nici nu știam dacă nu ne hotărâsem. De-abia prin februarie ne-am hotărât să venim, când s-a hotărât și Isa cu prietenele ei să meargă în zonă. Da. Frumos. Vreau să vă mai arăt aici șemineul. Este placat cu faianță, cu flori. Am plecat la plimbare să explorăm orașul La Paz. Suntem într-o mică grădină a acestui colț. Așa se cheamă grădina. Și crescent, adică așa un semicerc. Sunt casele de aici așezate în semicerc și asta este grădina lor, cum ar fi. Biserică foarte frumoasă, St. Mary. Și cu o cheie aici la intrare. Ia să vedem dacă scrie ceva cei cu cheia asta. Ce scrie? Arată, e ceva cu arabi, palestinieni. Și au păstrat cheia. Am înțeles, și asta este ca o,
reprezintă cheia. Uite, vezi că e și steagul Palestinei aici. Au fost date din generație în generație ca să keep the hope. Am înțeles, să păstreze speranța că se întorc. Uite ce frumoasă e. Frumoasă e intrarea, da, că e deschisă. Hai să vedem. Uitați ce frumoasă este aici. Hai să vedem și cum e înăuntru. Foarte mare. Și ce detalii frumoase la uși. Uși de lemn cu aplicații metalice deasupra. Foarte frumoase. Continuăm drumul. Iar lângă biserică poți să stai la picnic, lângă parc. Da, probabil că alea sunt casele preoților. Preotului. O doamnă cu cățel stă pe iarbă frumos. Și asta este cealaltă laterală. Ca și în Irlanda, vezi, macii stau mai mult pentru că e mai rece. La noi s-au trecut de o lună de zile măcar. Sau cam așa. Și uite aici. Ce frumos. Iar Isa remarcă toate mașinile Dacia. Noi nici nu știam că asta e o Dacia Sandero. N-am văzut modelul ăsta. E mai la curent decât noi. Am văzut în Irlanda Duster. Tot că ea ne-a atras atenția. Ce frumos arată casele astea. Și cu zidul de piatră. Tot coborâm. Și asta va trebui să le urcăm la un moment dat iarăși. Și ieri spre cazare am urcat și am tot coborât. Trebuie să fii în formă când vii în Edinburgh. Am ajuns și în Dean Village, care este un mic orășel, ca să zic așa, ca un fel de cartier în Edinburgh, pe malul apei, cu clădiri foarte frumoase. Parcă mi-aduce aminte așa de Furnica, un pic, la Sinaia, cu casele astea așa, cu lemn. Iarăși mulți liceeni în vacanță. Foarte frumoasă zona. Ei, au plecat italieni, s-au ridicat toți. A strigat profesoara. Gata. Traversăm apa și avem o priveliște frumoasă. Parcă e ca un râu de munte cu pietre. Ce au ragații, au luat-o pe acolo, vezi? Zici tu, parcă ți-aduce aminte de Furnica la Sinaia, cu casele astea așa placate cu lemn, nu? În stil un pic german. Că toată lumea o ia pe acolo, așa. Dar asta la tine acolo nu-mi place. Nu mă putem să mai stăm aici, că e plăcut.
și în față ce frumos arată. Da. Pod de piatră acolo. Îți dai seama. De aici oricum nu cred că circulă mașini, ca nu un cap de stâlpul ăla. Și nu știu. Nu mai mică, poți să dau sau o motocicletă. Pe lângă stâlp? Poate, dar nu știu. Foarte frumos. Din Village. Din Edinburgh. Unde vrei să mergi? Pe aici sau pe acolo? Pe aici. De mine. O cabină telefonică scoasă din uz, au transformat-o într-un mic birouaș, așa, vezi? Cu rafturi de cărți. O mașină de scris, de jucărie. Dar e încuiat, ai zis, Isa, nu? Ai încercat, dar uite, se vede că e încuiat. Interesant. Magazina e mai de lux. Clasic. Am ajuns în spatele castelului. Eram trecut prin fața lui când ne-am dus spre cazare și o să ajungem în față mai târziu, în drum spre casă. Momentan mergem în altă direcție. I s-a descoperit și consulatul României de aici, din Edinburgh. Ia uitați! Aici, în spatele consulatului României, foarte frumos, alături de un mare parc. Pub-ul lui Conan Doyle. Sir Arthur Conan Doyle, a trăit la 1859 până în 1930. Este cel care l-a inventat pe Sherlock Holmes. Nu? Uitasem. În stânga. Da, se vede frumos acolo la... Acolo cred că este Arthur's Seat. Și uite ce nori s-au adunat. Da, n-o să... Uite și aici. Uite-l pe Sherlock Holmes aici. Și statuia lui Sir Arthur Conan Doyle, creatorul lui Sherlock Holmes. A, nu, este în memoria. Deci chiar este Sherlock Holmes, vezi, că scrie jos. Personajul Sherlock Holmes în memoria lui Arthur, nu? Mă rog. Ca și în Irlanda, puburile sunt frumos decorate cu flori multicolore. Încă unul aici. Cum se cheamă? Theater Bar. Foarte frumos. Theater Royal Bar. Da. Foarte frumos, da. Și am ajuns la librăria Topping & Company, recomandată de o prietenă căreia i-am luat interviu prin toamnă, dacă ați văzut, Carmen Nicolau. Ea mi-a spus să venim aici, că o să ne placă. Miroase deja frumos a carte, a hârtie. I s-a văzut că putem să luăm și ceai dacă vrem aici, nu? Acum o să vedem dacă chiar așa e. Colecție mare de cărți, într-adevăr. Și au și etaj.
mergem sus și după aia ne uităm ce mai găsim jos. Ne uităm să admirăm. O secție și cu ediții de colecție. Avem pe Margaret Atwood. Care vrei și să? Tea or coffee? Dacă vrei și, just find a table. Noi găsisem masa, dar nu am cerut. Și să Isei am cumpărat o carte. Cum se cheamă? Happy Cities. Da. Sper să-ți placă. Și asta. Cleopatra în Frankenstein. Da, eu găsim și acasă. Frumoasă vizita. Iar lângă librărie am găsit o cafenea italiană. Cred că este zona lor, că și vis-a-vis un restaurant Roma. Și Costin și-a luat un aperol. E bun? E rece. O cafea, un tiramisu și tu ți-ai luat un canolo, nu? Și ceai latte. Și un ceai latte. Îți place? Arată bine în orice caz. Ai și o floricică acolo de canolo. Și eu am o căpșună. Și stăm să privim lumea cum trece, nu? Cu burta plină, ne apucăm de sport. Să mergem pe Calton Hill. Uite, ia sportivii, o iau pe câmp direct și aleargă. Noi mai domol. Profităm de flori ca să mai facem pauză și dacă o să auziți zgâfuit mai mult decât de obicei, e din cauza urcușului, care e mai înclinat decât se vede. Uite aici mure, dar încă nu s-au copt. Păi nu s-au copt. Uite, sunt încă bobițe necolorate. Urzici. I s-a aprins avânt. De cineva a rupt flori aici. În spate se vede portul. Până la urmă am rezistat urcușului și am ajuns la Monumentul Național al Scoției, iar alături este columna lui Nelson. Sau monumentul lui Nelson. Ajungem imediat. Dar o să întorc camera în față. Avem o priveliște frumoasă a orașului. Uite așa frumos, se vede și portul în depărtare. Centrul vechi aici în stânga. Să vede și castelul. Stă agrofitura acolo. Undeva acolo. O să vedem poate pe partea cealaltă când ajungem. Se vede vasul Britanica. Trebuie să fie undeva în port. Un deal țuguiat în față.
pe vârful Calton Hill. Aici este monumentul național al Scoției, care așa arăta la un moment dat, acum 200 de ani, când a fost construit. Și aici este monumentul lui Nelson. Aici probabil că e un centru de vizitatori. Și castelul. Bate vântul tare, ne spulberă părul, nu contează. Ai văzut cum arăta inițial templul? Ziceai că e templul de acolo, de Ateza. Inițial, acum 200 de ani a fost construit. Foarte frumos. Și în față, adică acolo de partea, se vede centrul vechi. Uitați ce încălțări aici, cu ce a urcat doamna. Cred că nici drept n-aș putea să merg cu cât, cred că au mai mult de 10 cm topurile alea. Oh, OMG. Majoritatea au tenis, ca doamnele chineze sau ce sunt. Ce-mi place că atât în Irlanda cât și în UK până acum am remarcat că sunt păstrate florile crescute în mod natural, specifice locului. Și sunt și în grădini și pe marginea drumului. Lăsată să crească, uitați și aici, iarba lăsată să crească înaltă, să facă sămânță, să se îndesească, probabil. Frumoasă priveliștea în față, castelul acolo unde fătură steagul și aici un turn cu ceas și în spatele lui tot așa fătură steagul Scoției. Frumoasă priveliștea și uite, să văd dealuri în spate. Ne-a spus, nu știu dacă am apucat să spunem, aseară domnul care, proprietarul de la Guest House, care ne-a și cântat, ne-a zis că pe canalul din spate se poate ajunge până la Glasgow. Se fac 3 zile cu barca printre dealuri. Frumos! Când vii să stai mai mult timp. Mi-ar fi plăcut să ajungem și în insulele Shetland, dar nu stăteam destul timp. Ar fi trebuit să închiriem, să mergem cu feriu și dura 12 ore. Am fi mers noaptea și trebuie să stai o zi și să te întorci noaptea următoare, data viitoare. Dar interesant, cred că ar fi fost frumos. Tunul portughez, care a voiajat în toată lumea, a fost urmat în, la începutul secolului 15 cu însemnele armatei regale a Spaniei și a fost transportat în coloniile portugheze din sud-estul Asiei înainte de 1785. Apoi, fie prin comerț, ori captură, tunul a ajuns în posesia
regelui Aracanului, un rege al unui stat din, de pe coasta vestică a Burmei. Iar apoi a fost capturat de către britanici în timpul invaziei lor în Burma în 1885, iar în 1886 a fost prezentat orașului Edinburgh și plasat aici pe Calton Hill în anul următor. Ia să vedem însemnele armatei regale spaniole de pe tun. Portalegre are trecut 1624. Foarte frumos. Îndreptat spre oraș. Plin de double-deckere care poți să faci turul orașului. Sunt parcate aici. Ne continuăm drumul către Scott Monument, monumentul scoțianului, pe lângă care am trecut și ieri. Și înainte e acela. După o tură prin mall, vreo oră și ceva, ne-am reluat plimbarea și am dat de ducele de Wellington, sculptura lui, cel puțin, ecvestră. Ia să vedem. Și dintr-o parte, uite ce hotărât era. Faci semn așa cu degetul. Da. Încotro să luăm, dar noi luăm partea în altă. Și... a început să bată vântul afară. Între timp e plăcut vreo 20-21 de grade, dar cu vântul sigur se simte un pic mai răcoare. Foarte plăcut oricum. Locul de ieri unde m-am împiedicat și am căzut. Uite, vezi cum erau denivelările astea aici? Astea de aici, unde cașu acum. Și am căzut pe chestia asta. Mă rog, lângă chestia. Aici e. Pe unde o să trecem prin alea magazinele colorate și tot? Da. Aici este monumentul scoțianului și intrăm aici, asta e grădina Princess Street Garden, care am înțeles că e foarte frumoasă. După căzătura am stat pe bancă acolo să-mi revin și îl vedem și pe exploratorul Livingstone. Nu știam că era scoțian, credeam că era englez. Vezi, trebuie să facem distinție. Are o carte cu hărți, bineînțeles, în mână. Foarte frumos monumentul. Așa se vede și din grădină. Grădină care este plină de hortensii colorate frumos pe margine, bănci. Vreți să stăm pe bancă? Hai. Un pic mai încolo, stăm chiar la umbră. Sau cum vreți. Repede să nu se ocupe doamna. Aceeași panoramă frumoasă ca și ieri. Castelul în spate și galeriile naționale aici, la toate muzeele acestea de artă
intrarea este liberă. Uite castelul, vezi? Se vede frumos. Cu norii ăștia așa spectaculoși în spate. Nerisiții pescăruși au găsit ceva de mâncare. Și monumentul scoțianului. Poate să vedeți turnul cu ceas. O să intrăm să vizităm un pic și galeriile naționale aici. Ce-ți spune? Că nu prea... Artă scoțiană de la 1800 până la 1945. Sheepfold. Am și câteva tablouri lui Van Gogh. Și Seurat. Câmp de lucernă. Și aici altă Van Gogh. Livadă de caise. Vezi? Și aia se cheamă olive trees, copaci de măslini. Care îți place? Și uite aici a Seurat, știi? Care era cu pointillism, mi se pare. Și ăsta de aici, ia să vedem. Cézanne, the big trees. Și aici un Gauguin, Paul Gauguin, The Vision of the Sermon, viziunea slujbei. Claude Monet. Ia să vedem ce mai este aici. Încă un Cézanne. Pescărușilor le place să stea în vârful statuilor. Pe capul statuilor. Am ajuns la The Royal Mile. O să traversăm că e verde. Ups! Mila Regală, care este o stradă comercială cu suveniruri scoțiene. O să revenim aici, nu? Altă zonă frumoasă, cu magazine colorate, așa. Foarte frumoase contururile la ferestre. Sigur că majoritatea sunt magazine de suveniruri sau lucruri scoțiene, care poate se găsesc doar aici. Sau firme locale, da. Și pe fundal, uite, un Irish pub. Pe fundal se aude muzică de cimpoi. Cineva cântă la cimpoi. Cred că acolo e pe strada aia altă, ajungeai acolo sus.
Foarte frumos. Și masa de seară, într-o zi de vineri, în Edinburgh. Costin și-a ales un fel de plăcintă de, cu carne de miel, da? Și cu un sos și morcov și broccoli. Isa și-a luat specificul de aici, haggis, care, nu știu, e ceva, uite, cu un amestec de cereale, da, și carne. Mi se pare că e din ăla cu... care îți place ție, black pudding, știi? Cârna din ăla, piure de cartofi și de morcov, cred. Iar eu am niște chiftele din somon și mărar și pe un pat de cartofi copți și cu un sos și o mică salată. Iar Costin și-a luat de băut un gin tonic. Poftă bună! Arată foarte bine toate. Pe fundal mai devreme se auzea și băiatul care cânta la cimpoi. Acum s-a oprit că trebuie să mâncăm, nu-l mai ascultăm. Și aici în geam, Costin a remarcat, spune să avem grijă la pescăruși, că pot ataca să fure de mâncare. Și chiar Isa a văzut mai devreme la cafeneaua italiană cum un pescăruș i-a furat baconul unui băiat, nu? Din farfurie sau din mână. Din farfurie. Că nu era acolo. Da. Nimeni. Și pusese farfuria pe masă și a plecat să-și mai ia alte chestii, nu? Am terminat de mâncat și vreau să vă arăt cum se cheamă pub-ul. The Last Drop, ultima picătură. Acolo este pub-ul unde am mâncat. Și... aici se află castelul unde nu mai urcăm astăzi, poate într-o altă zi. Și o să mergem și aici să vedem kilturi. Peter, poate că o să probeze Costin un kilt pentru tine. Nu l-am convins pe Costin să încerce kilt, nu-i așa? Da. Și ia uitați ce coadă este vis-a-vis la Mary's Milk Bar. Probabil că este un loc foarte cunoscut, ceva. Isa verifică acum să vadă ce am pierdut. Nu zice de ce, doar că e fresh. Milky products. Bravo lor. De la canalul unde am început video aseară, o să-l încheiem și în această seară de vineri, nu? Cât suntem azi? Nici mai știu. 19 iulie. Ne vedem pe data viitoare. Ciao. La revedere. Ciao, tatăl meu e un pic obosită.